Am ca Giulia se certe cu o iubită de-a lui Patrick. Păi dacă vorbesc... A, nu, dar acum dacă vorbim serios, la modul nu... sunt ei doi, e și normal. Păi măi, e normal. Și apoi de ce zici că nu te mai salută și te salută de nu știu unde? Sincer, nu mă normal. Interesează. Dar deci nu Patrick tine, nu mă mai băga în seamă. Că altfel da, mă, Giulia, pe tine era miroasă. Hai să fim serioși. Voi doi sunteți prieteni, n-a fost nimic între voi doi. Păi singură. Și vezi că e a doua oară când spui chestia asta că pe tine nu eram eu geloasă. De ce să fiu e foarte urât, ești femeie, ești femeie și știu foarte bine în ce tentă o dai, Bianca. Așa că nu e cazul. Pare că eu sunt vreo fată care jignește sau umilește. Crede-mă că nu este cazul. Calmează-te cu atitudinea asta că nu. Eu zic ție să te calmezi cu... Nu vreau, uite, mi se pare că la tine Patrick nu s-ar da niciodată pentru că voi ați plecat pe prietenie și punct. Ce e greșit în asta? N-am voie să vorbesc? Dacă din punctul meu de vedere voi sunteți prieteni și atât, asta acum e punctul meu de vedere. Ceva ce mi-ai zis tu mie. Ia. Vorbești mult și prost. Nu are nimic, nu mă deranjează părerea ta, sincer. Mă bucur. Cu plăcere. Ați avut conexiune cu noi? Nu. Că n-ați fost așa interesant, serenit și... Nu, calmează-te. Cine? Nu m-am întrebat. Da. Cine a fost, Chris sau Alexandra? Deci ești gelos dacă zic că e Alexandra? Băi, mă zumă, păi dacă a întrebat de conexiune, cred că s-ar putea să fie Alexandra, dar și Chris, poate au avut ceva un moment apropiat. Au dansat horă, mă. Aaa, da. Ați băgat Alexandra o șotă. O băgat Alexandra o șotă. Am dus într-un film oricum, dar nu în horă. V-ați dus în film? Da. Cu Alexandra ai fost. Se supără asta dacă zic după. Nu mă supăr, frate, ce ai. Ia uite, și la hotel nu ți-am spus că bă, gata, chiar vreau da, și da, frate, chiar s-a dat verde acum, nu pot să zic unde gagea. Dacă omul ți-a zis că poți, poți. Genia poate e mult prea directă. Și câteodată nu e cazul să fie. Că, uite, sunt oameni ca mine care nu tolerează. Iar eu nu tolerez. A, deci trebuie să vorbesc, nu știu, mai da. Ascuns. Că nu poți tu să tolerezi. Trebuie să fii mai cu bunătate. Trebuie să-ți revii tu un pic. Da, pe adevărul că doar mie mi se pare treaba asta. I s-a părut și Teodor aici după aia, a zis că n-a fost așa. Păi, păi dacă ea, ei a trecut, poate o să-mi că iar vin gală și-și cer scuze, Bianca. Mai Virgi, măi... Ați primit cadrul, mă numesc Virginia. Nu mai, uite, ați primit cadrul? Primul rând e foarte rău tot ce se vorbește cu tine, tu acum vezi, nu vorbești cu Chris. Ai că vorbești... Ai o tentă așa de răutate în tine. Da, am înțeles, am înțeles. Ai înțeles ce? Păi am înțeles. Nimic. Zic eu. Christmas. Zic Chris, n-am primit. Adică nu am înțeles nimic. Ați dansat? Să înțeleg. Măi, stai puțin. Zic Chris, n-am dansat. Îți se pare un comportament? Dar ce-ați făcut? Am ascultat. Păi Giulia, cum și tu? Da. Păi asta păi vrea înțepături, vrea să-i arăt ce înseamnă să fii răutăcioasă, iar arată, dar nu vrea să sublinieze. Iar arată. Scutește-mă, zi. Cum îi spui, mă, tu scutește-mă? Ție. Mă, în altă parte, păi și scutește-mă astea cuvinte să le folosești da, cu mine? Da, să mă scutești de această discuție. Păi te scutește toată lumea, calmează-te. Giulia, mă scoți din sărite, lasă-mă în pace. Evită-mă, din bun simț pentru prietenul tău, Patrick. Uite că nu o să mai am bun simț nici față de Patrick. Patrick, nu ai scuze, de mine, calmează-te. Dar nu o să mai am bun simț față de tine. Calmează-te. Motivul. Zi, Chris. Exact ce ai zis acum două săptămâni. Consider că nu e potrivită pentru tine. Tocmai că nu-ți accept eu ce chestia. Mă, soră, uite la episoade, măi, fată, că îmi bagi cuvinte în gură. Tu mi-e îmi bagi cuvinte în gură. Toată lumea îți bagă cuvinte în gură. Dar eu nu înțeleg. Toată lumea îți bagă cuvinte în gură. Asta e că tu ești cu online-ul, măi, Bianca. Am uitat că trebuie să vin să aduci niște zile în online. Am uitat. Asta faci și gadget în punctul tău, asta faci toată lumea. Da, asta fac. Care e problema? Da. Dacă vreau să o aduc în continuare, după creierul tău apare, nu pot. Măi, fată, tu a avut și vorbești? Da. Ești sigură că a avut și vorbești? Sunt foarte sigură. Opa. Ești sigură că a avut? Foarte sigură. Ok. Și tonul ăsta a amenințat la adresa mea pentru ce? Și uite că așa am chef. Da? Da. Ce o să faci? Ce o să faci? Nimic, ești foarte drăguță. Nu, tu ești. Te pup, Patrică, știu că mă auzi. Băi, ești nebun. Voi chiar părea că vă înțelegeți. Niciodată. Mie nu mi s-a părut niciodată că m-am înțeles cu ea. Sincer. Păi nu vrei să spun niciodată. Pentru că eu doar am... Înțeles. Nu m-am înțeles. Eu nu vreau să vorbesc, dar nu vreau. Nu, acum asta înțeles. Cu înțelesul și mi s-a părut de la început că nu... Nu a vrut. Nu s-a înțeles. E doar din bun simț al meu față de Patrick. Că dacă avea bun simț față de Patrick, nu m-a înțepat și punct. Cu ce te-am înțepat? Ok, atitudinea ta. Ok, nu m-ai înțepat. Atitudinea ta, că așa ești acum tu. Acum n-am mai înțepat-o. Acum 5 minute. Ai zis de 3 ori că am înțepat-o. Atitudinea ta foarte directă. Pe unii oameni îi deranjează. Eu și eu ce vrei să fac acum? Să te din bun simț față de Patrick. Să o dau pe la spate. Dacă vă puteți să vă fie dat pe la spate și să nu-și dea omul cu părerea să nu spună, asta e partea a doua. Și asta înseamnă că știu problema e că tu dai cu părerea doar când te enervează cineva. Dacă aveai o părere, trebuia să o dai din păi ce părere am avut eu? De câte ori am zis lui Patrick că nu salută? De câte ori am zis? I-am zis sau nu i-am zis?
Dar de ce, Giulia? De ce ai fost? De ce, ce? Gelosă? De ce? Da. Păi de ce? De ce te deranjează, măi, pe tine? Că nu salută un om pe... Să nu saluți niște oameni când intri în casă. Nu te-a salutat pe tine, Patrick. Doamne, băi, au zis toate fetele, au zis, mă, că nu mai salută, Patrick. Că s-a mai îndepărtat, dar nu, că nu salută. De la ce o pornim? De la jocul ăla din grădină? Acum, pe ce am făcut? Că mamă, sau? Nu mai zero interacțiuni cu Giulia. Fii atent, am terminat. Virginia, zero interacțiuni. Giulia, zero interacțiuni. Ușor, ușor. Și cu voi îmi puneți tot. Ușor, ușor. Cu noi, bă, dar salut, 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 salut. Hai, hai că glumesc acum. Patrick, ai fost cu Giulia în camera roșie. Eu? Da. N-am voie să zic. Eu așa am zis. Prima camera roșie, eu să zic. Bun, ai fost, dacă ai fost cu Giulia, poate l-au primit cadru, poate au văzut ceva. N-am voie să zic. Asta am e teoria. Eu știu de ce a fost teoria mea că ai fost cu Giulia, că de obicei cu Bianca o ai ultima. Ultimele camere roșii. Bianca ultima. De fiecare dată consideră că este înțepată de Giulia, bă, cu tot felul de chestii din astea. Discuțiile cu tine mi se par foarte obositoare. Nu, sunt grele de dus. Am zic eu, sunt grele de dus. Foarte greu. Pentru că n-ai argumente. Știi ce e greu de dus, într-adevăr, la tine? E foarte greu să duci înțepăturile astea pe care le dai. E foarte greu. Pentru că uite, nu există pentru mine. Ok, pentru mine, din punctul meu de vedere, ești o persoană răutăcioasă, iar pentru o persoană ca mine, păi știu că ți s-a mai și după aia toată lumea spune asta. Pentru o persoană ca mine e destul de greu să tac și să înghit, uite, tocmai pentru că le iau foarte personal. Dar ce să înghiți? Dar nu ce vreau. Ce să înghiți? Ce ai de înghițit aici, că nu înțeleg? Înțepăturile tale, nu vreau hai să le aud. Ține-le pentru tine. Dar ce înțepături? De fapt, înțepăturile astea, să știi că sunt frustrări. Teodora, de ce m-ai întrebat, maică, de ce nu-l mai chem pe Patrick la camera roșie? De ai vrut să închep pe Bianca? Uite, și eu am zis asta de Giulia, dar la mijloc era Robi, un băiat de care îi plăcea. De aici eu nu prea văd sensul fiind păi nu are Patrick. Nu dar are. Tu ești sinceră, Virginia, vrei să te întreb ceva? Ești sinceră? Da, da. Ți-a părut vreodată că m-a înțepat? Da, sincer. Nu, eu uite, asta o întrebai acum pe Teodora, nu am auzit nici când a zis ce te întrebai? Că nu e genul lui, că nu, că merită altceva sau ce? Ok, nu. Tu ai asta. Dacă n-am, eu n-am asistat la multe discuții. Deci, eu okay, de auzit, Teodora, pe, eu de-aia zisem că mie mi se pare că vă înțelegi. Virginia, a fost discuția cu ea, geloasă, negeloasă. Eu vă vedeam doar împreună, nu știu ce vorbea. Și nu mai știu ce tipa aia pe acolo pe la frigider și am zis eu, acum mă fac să-mi schimb părerea și despre Patrick. Nu, am zis să vă vedem de geloziile voastre. Că nu mă interesează pe mine cu cine se combină Patrick. Păi de-aia zic, nu prea aș înțelege de ce ar fi cu tine. Nu cred că la propriu. Nici eu nu înțeleg care e faza la ea. De ce e așa? Că eu cred că m-am comportat frumos cu toată lumea, inclusiv cu ea. Și eu înțeleg poate felul ei de a fi. Cum și eu le înțelesem înțepături, dar aparent păi da, parte dar, era uite la, da, ba, da, era Robi. Eu mențin părerea că la mine au fost înțepături, dar fiind Robi, da, la cea de nu prea înțeleg. Nu știu. Păi nu, mai așa e ea. Așa ești tu. Doar că eu trebuie să mă acomodez cu comportamentul tău. Și? Nu înseamnă că ești un om rău, așa ești tu. Păi nu vreau să mă acomod, momentan nu vreau, nu pot, am încercat, de dragul lui Patrick și de dragul faptului că suntem aici cu toții. Eu chiar, după câte ați observat, eu sunt o persoană care încearcă să vă împace pe toate și nu caut râcă, dar nu pot, nu pot să tac în fața ta. Și la cauți în fața, cu mine, cu da, mine. Păi, păi cu mine dă bine, cu mine dă bine, dă dacă foarte bine. Dacă dădea bine, nu veneam aici și vorbeam cu Robert cum am vorbit și cu Julie la fel. Dacă dădea bine, nu mă apucam și țineam partea Virginiei sau făceam pe sfânta pe aici. Nu mai spune tu mie ce dă bine, că știu că ce dă știi bine. Deja. Păi știu, da, tocmai că am demonstrat că nu fac nimic din ce dă bine. Calmează-te, că eu n-am nevoie să dau bine nicăieri. Am văzut. Că eu sunt bine. Dar oare mă implică pe mine cearta dintre ele? Da, îți dai seama. Păi azi ceva genul bun simț. Să nu păi dacă ți-am zis eu acum teorie, de ce tu faci dacă ai fost cu Giulia, fii atent. De ce îmi dai înțepături, a zis, mă, Bianca? Bun. De ce îmi dai n-ai vorbit nimic interesant, dar ție ți-a trebuit ceva interesant la jocul ăla cu pastele ca să te ceri cu Bianca? Nu, acum a avut Giulia jos, joc, a venit aici, doar că n-am făcut nimic. Am zis, bă, Patrick, schimbă CD-ul, că nu-i sunt bun. Sunt convins 100% că Giulie, într-o oarecare măsură, i-a plăcut de tine, doar pentru simplu fapt că tu nu iei dat niciodată curs și n-ai făcut-o să înțeleagă anumite lucruri. Din punct de vedere amoros, zici eu. Da, 100%, sunt convins 100%. Eu am fost aici când a venit, eu am fost aici când a venit Giulia în casă. Nu, când Giulia era în casă, Patrick venise aici. Giulia tot aștepta băianul, da, venise Patrick, da, a avut glume cu Patrick, nu a fost Patrick respingător cu ea, sub nicio formă, Patrick n-are tenta asta de om respingător, și, dar oricum n-au avansat lucrurile de la sine, nu că Patrick... N-au avansat pentru că nu i-a dat Patrick voie.
Patrick, ai simțit-o pe Giulia când ai venit, când ai revenit? Da. Un om niciodată nu o să-ți recunoască. Păi a zis ea, frate, că un om niciodată, i-a plăcut de mine la început. Niciodată nu o să recunoască un om că te vrea în felul ăla când știe că din partea ta 100% e nu. Da. O ține pentru ea, rămâne așa, la început, păstrează distanța. Când am reintrat în emisiune, ea a spus Giulia că ești fix ce eu am cerut, fix ce mi-am dorit. Da. Fizic. Și cu subtilități fizic, și cu ăsta, da. Patrick, bărbatul meu, Patrick nu știu ce, te-aș lua acasă. Crezi că și acum, până în prezent, poartă treburile astea cu ea? E posibil. Da? Da. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Plăcere. Nu ție. M-ați spart cu ce contează să dai bine. Vai, cum ați ajuns la acest? Nu știu. Cine s-a prins? Cum s-a prins? Eu m-am aprins. De la ce? Pentru că, uite așa, ne mai suportând țepăturile ei, așa. Cam întrebat eu de ce nu l-a chemat pe Patrick la camera roșie și a zis Giulia că nu mai salută Patrick când vine în casă. Da, da, de acolo. Bun. Aici a plecat, da. Și astăzi Patrick a pupat-o pe frunte sau pe cap. Și a dădea că, vezi, doamne, sunt eu geloasă, pe bune. Și apoi a zis că dacă am zis că nu am de ce să fiu geloasă pe ea, că real nu am, din cauza faptului că Patrick este prieten cu ea. Adică nu poți să compari situația Virginia Patrick cu situația Giulia. Da, eu la cum sincer. Am văzut când a intrat ea în casă, a lăsat mult de la ea, că s-a văzut că e deranjeată, da, de comportamentul Giuliei, okay, că Giulia. Dar eu n-am sat. Păi niciun am analizat, dar am mai văzut-o deranjată de unele lucruri pe care le-a spus Giulia și cu toate astea parcă nu s-a exteriorizat așa mult, tocmai din cauza că e Patrick la mijloc. Da, și pentru că între timp le-am acumulat. Și da. Uite, de-aia mi s-a și părut că atunci râdea cu foc. Da, pentru că și Chris la râdea. Da. Am zis, râdeați de chestia, da, în sine, poate, da, exact de aia cu jeleu, nu? Da. Și eu de ce tocmai la ea mi s-a părut? De ce nu, da, mi s-a părut la Virginia, exact, sincer? Da. Păi...